Bună, dragilor! Am ales să mă alătur și eu celor care citesc povești în această perioadă care nu este ușoară pentru niciunul dintre noi. Eu fiind terapeut și lucrând cu copii, în această perioadă mi-este dor de ei și de-abia aștept să-i revăd, dar până atunci ne întreținem cu povești. Pentru astăzi am ales să citesc Aladin și Lampa Fermecată. Cu mulți ani în urmă, trăia o văduvă împreună cu fiul ei pe nume Aladin. Într-o zi, Aladin a întâlnit un bărbat necunoscut care era un vrăjitor puternic. Vrăjitorul l-a dus într-o peșteră și i-a spus: vei intra în peșteră și îmi vei aduce lampa cea veche pe care o vei găsi pe marginea prăpastiei și eu îți voi da un inel magic. Aici îl vedem pe Aladin, pe văduva mama sa și pe vrăjitorul cel puternic. Sunt tare curioasă ce s-a întâmplat. Aladin a intrat în peșteră și a găsit lampa magică. Fermecat de frumusețea lămpii, Aladin s-a așezat și nu mai voia să iasă din peșteră. Vrăjitorul furios a dărâmat intrarea în peșteră, l-a blocat înăuntru și dus a fost. Aladin era îngrozit. El a început să frece lampa pentru a o vedea mai bine. Dintr-o dată, peștera s-a luminat în întregime și a apărut în fața lui un duh. Duhul s-a înclinat și a spus: ce doresc, stăpâne? Eu sunt duhul și voi fi servitorul tău credincios pentru totdeauna. Și hai să-l vedem și pe duh. Pe Aladin, cum era în peșteră, alături de lampa și celelalte bogății. Cu ajutorul duhului, Aladin curând a devenit bogat și puternic. Într-o zi, Aladin, când trecea prin fața palatului regal, a văzut-o pe fica sultanului și s-a îndrăgostit la prima vedere de ea. Curând, Aladin și prințesa s-au căsătorit. Când vrăjitorul cel viclean a văzut ce noroc are Aladin, a păcălit prințesa și i-a furat lampa magică. Aici vedem pe Aladin, pe prințesa. Să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Imediat Aladin a ordonat duhului să mute palatul și să ducă prințesa pe o insulă foarte îndepărtată. După mulți ani, Aladin a găsit unde se ascundea vrăjitorul. Înfuriat, a ucis vrăjitorul și a luat înapoi lampa fermecată. Apoi a frecat lampa și a apărut în fața lui duhul. Și vedem aici pe Aladin cu lampa și pe duh. Aladin i-a ordonat să mute palatul la locul lui inițial. Duhul a executat ordinul și Aladin și-a revăzut prințesa. Și astfel au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Și avem aici împreună Aladin cu prințesa. Fericiți! La revedere!